Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Tradiția boteitului se păstrează încă la Negrilești. Duminică, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, localnicii au participat la cea de-a 15-a ediție. Evenimentul, care este unic în Vrancea, reprezintă plecarea ciobanilor cu oile pe munte, acțiune care se realizează după ce se negociază cantitatea de brânză și se oficiază slujba asupra turmelor de către preotul satului. Tradiția boteitului este păstrată cu sfințenie la Negrilești. Plecarea ciobanilor cu oile pe munte reprezintă în continuare un eveniment important în viața oamenilor din această localitate. Evenimentul a ajuns anul acesta la cea de-a 15-a ediție. Toată comunitatea a participat ieri la această sărbătoare. Cei mai mulți săteni, purtând costume tradiționale lăsate moștenire de bunici și străbunici, au luat parte la negocierile pe care le poartă proprietarii de oi cu bacii. Băi, a venit primăvara, 21 mai, oile gata, plecăm la munte, au mai rămas atâle. Mereu mi-ai dat oile, vreau să le iau și anul ăsta, dacă mi le dai. Am înțeles și bineînțeles că eu trebuie să le dau, că acasă trebuie să-i scoată anul băjur și trebuie să le dau. Sigur. Băi, da. Domne, târnuim așa ca anul trebuie. Băi, mie îmi place omul din două cuvinte, mă, că mie nu prea bine, este uite timp că de stat. Depinde de ele care dă brânză mai mult. Care dă brânză mai multă. Eu cred că da, am dat brânză mai multă ca oricare. Au de cioban aici. Oaia, oaie, dau uite la al meu. Da, da. Oaia, oaie, brânză bună, ce zici, Lucică? Ce să zic, anul trecut mi-ai dat 6 kg, anul ăsta vreau 7, că am oi buni. Și... Băi, Lucică! Păi, scumpă, asta e iarnă și trebuie să iau 7 kg. Fii atent, eu de fiecare an am fost baciu care am dat rezultate. Știi bine că președintele comunei, domnul profesor Băsuianu, dă muntele cel mai bun la omul cel mai bun. Corect? Depinde dacă ți-l dă ție. Unde ești tu? Eu am prins când am văzut pe anul ăsta. În Mordan eu mă duc cu oi. La Mordan. Când puneam. Lasă-mă, nici eu nu mă duc fără câine acolo. Eu sunt care dă mai mult cașă. Ei, problema, eu mă duc la strâna lui Popa Tafte, Lucică, tu cunoști munte. Așa, băi, tafte. Dau, băi, Lucică, tot 7 kg de brânză, unul de urdă, m-am aruncat cu un kilogram de urdă, mă, mai mult. Dar transportul, Dar nu eu din bucală. Păi nu, trebuie să-mi aduci cașul acasă. Păi sigur că, dar ori zic tu să-ți iei brânza de la munte, bă, de la Păiașaua, n-amte, băi, Lucică. După ce au negociat câtă brânză va primi proprietarul oilor și cât mălai va da ciobanilor într-o vară, oamenii s-au pus pe cântat. În cântec se așterne și bucuria și tristețea omului. Primăvară, stâna mea, când vine primăvara, mă. Când vine primăvara, când se duce zăpada, mă. Frunza codrului îndelgește, iarba frumoase îndelgește. Iarba frumos am verzit, ies oile la păscut, mă. Despre importanța acestui moment pentru comunitate ne-a vorbit chiar baciul care a obținut la negocieri oile gospodarului din Negrilești. Doveditor al legăturii ciobanului cu pământul și turma sa de oi, al legăturii țăranului cu pământul și animalul său, stă mărturie ca zestre baloșul din mâna voinicului oștean și balada Mioriței, rai vădit al celor patru anotimpuri cu tradiții și obicei, decedluind fiecăruia în parte
existența noastră din trecut, prezent și viitor. Evenimentul a avut și oaspeți de seamă dintre mai marii județului, oameni care participă an de an la această sărbătoare. Mulțumim celor care au dat curs invitațiile noastre. Aș vrea să vă prezint oficialitățile județului Vrancea care iau parte la această activitate. Domnul vicepreședinte Cristian David, președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul deputat Dragoș Bărlădeanu, domnul deputat Harici, domnul deputat Ion Ștefan, ceilalți primari și viceprimari care sunt în localitatea noastră, din localitățile apropiate, au fost invitați și le mulțumim pentru că au răspuns invitației noastre. Începând de la ora 12, va avea loc spectacolul care va dura în jur de 3 ore. Avem ca invitat special pe Grigore German, care își va prezenta repertoriul de la ora 13, și Angelica Flutur, care își va prezenta repertoriul de la ora 13.45. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre și vă urez distracție plăcută. Hristos a înviat! Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Iarăși mă bucur să iau parte la evenimentul din comuna dumneavoastră, Boteitul Oilor, cea de-a 15-a ediție. Permiteți-mi să mulțumesc domnului primar pentru invitație. Este o onoare să fiu alături de dumnealui. De asemenea, vreau să vă transmit salutul președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnului Marian Ochișan. Tot respectul pentru activitatea pe care o desfășurați, pentru tradițiile pe care le păstrați. Iată, o tradiție ne leagă, o tradiție ne ajută să fim uniți. Iar de a început primăvara, atunci să ne gândim că la Sfântul Dumitru ne vom vedea oile acasă și ciobanii aferenți. Iar noi ne vom pregăti pentru un an nou. La final a avut loc un spectacol artistic cu invitați din județ și nu numai. Locuitorii comunei Golești au fost 2 zile în sărbătoare. Autoritățile locale au organizat sâmbătă și duminică cea de-a 3-a ediție a zilelor comunei Golești, eveniment care a cuprins activități sportive, culturale, dar și spectacole în aer liber. Autoritățile din comuna Golești au organizat sâmbătă și duminică a 3-a ediție a zilelor comunei Golești. Manifestările au cuprins acțiuni, evenimente și spectacole diverse în cele 2 zile de weekend. Atât sâmbătă cât și duminică, până la orele prânzului, au avut loc competiții sportive de fotbal și tenis de masă pentru copii și adulți, câștigătorii fiind premiați de Consiliul Local. De asemenea, în cele 2 zile de sărbătoare, autoritățile au organizat parada portului popular cu invitați din comunele vrâncene. Deschiderea oficială a evenimentului a fost făcută de primarul comunei Golești, Alexandru Zar. Dragi goleșteni, dragi invitați, Hristos a înviat! Mă bucur să ne revedem astăzi, în această zi atât de importantă pentru comunitatea noastră. Iată că am ajuns la 3-a ediție a zilelor comunei Golești. Un eveniment pe care l-am transformat deja într-o tradiție. Astăzi și mâine uităm de griji, de problemele cotidiene și ne bucurăm pentru 2 zile de artiști consacrați, de un spectacol pe care goleștenii îl merită. În numele meu, al echipei Primăriei Golești și Consiliul Local Golești, vă spun la mulți ani Golești, la mulți ani goleșteni. La deschiderea oficială au participat din partea Consiliului Județean Vrancea vicepreședinții Ionel cel Mare și Dănuț Cristian, dar și primarul unei comune din Republica Moldova. Dați-mi voie să felicit Consiliul Local și pe domnul primar că această tradiție se păstrează și că ziua de 20 mai a devenit ziua, să zicem, reprezentativă a comunei dumneavoastră, atunci când dumneavoastră, împreună cu cei care conduc destinele acestei localități, faceți un bilanț anului care a trecut de la ultima întâlnire de acest gen și până astăzi.
Vreau să vă transmit felicitările mele, să vă transmit felicitările președintelui Consiliului Județean, domnul Marian Oprișan, și ale întregului colectiv al Consiliului Județean, al conducerii acestei instituții reprezentative din județul nostru. Domnul primar, vă mulțumesc pentru invitație. Vă felicit pentru activitatea pe care o desfășurați în folosul cetățenilor comune dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl dați și nouă, pentru că și noi avem nevoie de un sprijin și de o sfătuire, atât cât de mică, dar există, și vă mulțumim pentru asta, domnule primar. Iar în ceea ce privește activitățile de modernizare, de dezvoltare activității a comunităților dumneavoastră, ne obligă să le facem pe toate astea. După cum ați ascultat și dumneavoastră, viitorul este în spate și se aude foarte bine. Vă mulțumim! Cu deosebită plăcere am primit invitația domnului primar de a participa la sărbătoirea zilei Comunei Golești și mai ales de intenția de a semna un acord de frățire și colaborare pe diferite probleme. Cu această ocazie vreau să vă aduc cele mai sincere și călduroase felicitări din partea locuitorilor comunii noastre, dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, urări de bine, sănătate, succes în toate și ca îngerii păzitori a comunei dumneavoastră, Sfinții, întocmai cu apostolii Constantin și Elena, să fie totdeauna cu dumneavoastră, să vă păzească de cele rele, să vă împrumieze, să vă ajute. Am adus un dar cu icoană de la o mănăstire de la noi, din și o bijuterie medievală care o avem în centrul nostru regional, Soroca, cu o vedere, cetatea Soroca aici, în inscripție, ca amintire despre localitățile noastre. Spectacolele de muzică populară și ușoară au avut loc în parcul de pe marginea drumului European 85. Pe scenă au urcat sâmbătă trei cupluri care au fost premiate pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie. Zilele Comunei Golești s-au încheiat duminică seara cu un foc de artificii. Focșeanul a fost gazda unui eveniment cultural deosebit la sfârșitul săptămânii trecute. Timp de trei seri a avut loc festivalul de muzică clasică Rinascimento Muzicii. Pe scenă au urcat muzicieni din țară, dar și din străinătate. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani a organizat la sfârșitul săptămânii trecute Festivalul de Muzică Clasică Rinascimento Muzicii. Recitalurile muzicienilor s-au ținut atât în interiorul instituției de cultură, cât și în aer liber în fața Muzeului Trepte de Istorie din Piața Unirii. Festivalul s-a încheiat duminică seara cu un recital al sopranei Arlinda Morava din Albania. Aniversarea centenarului războiului de întregire a neamului a fost sărbătorită la Muzeul Vrancea printr-o expoziție fotodocumentară. Expoziția a fost organizată în trei săli și a oferit publicului acces la obiecte de patrimoniu, fotografii, document despre viața trăită pe front de soldatul și ofițerul român.
Expoziția fotodocumentară dedicată aniversării centenarului războiului de întregire a neamului a deschis evenimentele organizate sâmbătă cu prilejul nopții muzeelor. Detalii despre expoziție și evenimentele din urmă cu 100 de ani au fost oferite de directorul Muzeului Vrancei, istoricul Horia Dumitrescu. Acesta a arătat că expoziția care va putea fi vizitată pe parcursul acestui an la Muzeul de Istorie trebuie înțeleasă ca o aniversare a centenarului războiului de întregire a neamului și concomitent comemorare și omagiu adus celor care și-au dăruit viața, sângele, suferința, visurile și speranțele țării. Preambul al manifestărilor ce se vor desfășura în perioada iulie-august în Franța noastră, prilejuite de această noapte a muzeilor, ediția 13-a, expoziția fotodocumentară de astăzi trebuie înțeleasă firesc ca o aniversare a centenarului războiului de întregire a neamului și concomitent comemorarea și omagiul celor care și-au dăruit viața, sângele, suferința, visurile, speranțele țării pe aceste meleaguri ale jertfei și biruinței. Este o expoziție sintetică de simbol și sugestie, cu o selecție de imagini care să emoționeze vizitatorul prin clipele de viață trăite de soldatul și ofițerul român pe front, în interesul luptelor cu asumarea jertfei pentru țară și speranța supraviețuirii. S-a optat la această esență, deoarece colectivul nostru a întâmpinat acest centenar în ultimii 2 ani cu reorganizarea expozițională a muzeelor mausoleilor de la Mărășești, Mărăși și Soveja. Atunci și acolo s-au concentrat toate valorile muzeistice de patrimoniu istoric local și național existent în colecțiile instituției. Într-o concepție modernă de prezentare pe un suport temeinic, științific, documentar, etic și estetic, aceste muzee se prezintă la centenar cu o bogăție materială și spirituală a faptului de istorie trăit de țară și neam în 1916-1918, mărturie incontestabilă de adevăr, de temerie a României moderne, a României moderne de atunci, de azi și de mâine. Expoziția a fost organizată în 3 săli și oferă acces la obiectele de patrimoniu, fotografii, document despre viața trăită pe front de soldatul și ofițerul român. Campioana Superligii Vrancea la fotbal, gruparea CSM 2007 Focșani, își continuă marșul triumfal către barajul de promovare pentru accederea în Liga a 3-a. În etapa din weekend, focșenenii au câștigat cu 11-0 confruntarea disputată pe teren propriu în fața echipei Unirea Țifești. Cea mai bună echipă de fotbal din peisajul fotbalului județean din Vrancea, echipa CSM 2007 Focșani, își continuă parcursul excelent în sezonul 2016-2017 a Superligii Vrancea. Deja campioană județeană, formația antrenată de Vasile Burgă și Adrian Toma a câștigat fără emoții, scor 11-0, confruntarea disputată pe stadionul Milcovul din Focșani împotriva grupării Unirea Țifești. Golurile învingătorilor au fost marcate de Remus Popa de 3 ori, Iulian Negoescu și Ștefan Lupu de 2 ori, Florinel Beșa, Dan Negoiță, Valentin Ion și Claudiu Mihai. În urma victoriei clare obținute sâmbătă după amiază, CSM 2007 Focșani se menține pe primul loc în Superliga Vrancei cu 58 de puncte și cu un gol averaj de invidiat, 136 de goluri marcate și doar 7 primite. În ultima etapă a sezonului regulat, echipa focșaneană va juca pe terenul grupării Voința Cârligele. În continuare, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect. Cerul va fi în mare parte senin, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 11 și 13 grade, iar cele maxime între 23 și 25 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!